Probabil că sunt și oameni răi, treaba lor, să moară cu răutatea lor. Abel, nu, asta o să dea draperia lor. Ei, dacă o să dea, o să dea, bine, asta e. Bineînțeles, Problema unor este că le-a dat peste cap toate Abel. pronosticurile și o să le dăm toată viața. Cred că toată lumea se ceară. Aipa! Ce mai scris? Aipa! O discosărit toate pe ea. Și că o fi de la revedere. Cred că pleacă la timp. Sabina are multă energie. Da, normal. Nu au treabă, pentru că treaba lor sunt eu. Tocmai din vina acestor oameni nu mai vreau să urmăresc emisiunea de genul. Te cred, te cred, Andreea. Îi dau toată sticla. Ei, trebuie să fii și matur. Îi dau toată sticla. Nu te mai nerva că sunteți bine și de trandafir. Da, na, 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 na. Valerica, ai scris. Valerica. Hei, cine cu de ce sunteți separați? Bine, pregătește-te. Nu sunteți separați. Suntem ei pe canapea, hey, eu sunt la mafia. Arată așa trebuie să stau când mă... Se pare să stau drept. Deci nu suntem separați. Doar facem live de pe telefon diferite. Sabrina, ești tipul super mișto, autentică. Oh my god. Ce e bine? Sau acopăr. Ce să vă? Picare cu ala. Dar de ce? Nu-mi place lui Pepe. Bună, frumos, mi-a făcut o să vă. Oh, nu-l părinte, că nu. Nu, nu. Nu mai iubi, că... Ia că nu mai iubirea. Nu că nu mai iubirea, dar ideea e că... Băi, știi ce m-am gândit? Chiar o să... Deci, ocupă de Valerica. Chiar o să... S-o fută cangurii, dați-mi părinte. Chiar m-am gândit... S-o fută smei! Asta e nou. Unde este sticla? Care sticla? Arată eu acolo pe... Eu iubesc pe Sexy Joana, dar asta înseamnă că vă doresc rău, mă bucur pentru voi. Și noi ne bucurăm că sunteți oameni capabili, gen care, na, urmăriți alți oameni sau susțin și... Cum să aibă 338? Alo? Ce 338? Babes, știi, eu m-am o să-ți scot o piesă pentru tine. O să-ți scot o piesă. Sabrina e șefa mea. Da, alo? Asta spune fiecare zi. Mai... Promitem că o să postăm mai des. Este localitate? În Cluj. Florești, babes, florești. Județul Cluj. Da. Ce era cadou? Ei, asta e secret. Uite, Grigoria noastră? Dacă nu era Cluj, vă puteați să locuiți. Nu știu, mie îmi place și Iași. Chiar îmi place foarte mult Iași. În emisiune mi-a dat emoții mari. Iași e foarte frumos. Cam prea tare. Loco, loco, loco. Ei, nu se pe cupiși. Nu vă gândeam. Tu vezi de la Lucy, cupiși. Lucy, poți să pleci. Nu. Toată lumea s-a dat afară pe Lucy. Te-ai mutat la Cluj, da. Imediat îți scop letinul de Clujancă. Dar cu suflet de Moldoveancă. Copiii noștri stii jumii jumătate. Da. Băi, Daniela, Dragoș, Nancu, ți-am arătat toate că lucrăm împreună și că suntem pe live-uri diferite. Și atât de greu să înțelegeți, mă, oameni buni, mă, știu că sunteți om de echilibru. Pe când vine Petița Pionești? Ce e Sabrina, că nu mai știu ce faci? Nu știu pe când, Petița... Ai luat o piesă cu șefa, e tare rog, aia cu... Da, am fost și în Copou. E frumos Copou. Dacă mergi la Capricii, da, la Capricii mergem pe 31, Nicu. Aia, cu șefa, nevastă mea, ceva, bă, l-am telefonat noastră pe un fie mai. Nu de la șefa banilor. Șefa banilor. Ești cu mine sau ești cu altcineva? Adorabil și frumos. Mai ai supărat pe Lucy? Da, normal că ai supărat pe Lucy. Supărat. Mă interesează. Acum părul meu ne trebuie tratamente. Ce cu părul meu? Nu te a, ne mulțumim. Părul meu a crescut, trebuie să-l las să crească, să fie sănătos ca să-l decolorez, pentru că altfel nu pot să mă da, joc Cristina. Cu el așa, la lună, la lună să decolorez. N-am mai crește părul ăsta în meci. Și eu las așa, vreau să fii spăl asta. La Botoșan nu vreți să veniți? Păi aș vrea să și Botoșan, nu-ți dai seama, nu am fost niciodată la Botoșan. Nu de la Dumnezeu, zici, nu de la Dumnezeu. Iar ce-mi tot îmi dai aici, eu vorbesc cu oameni, mă întrerupi. Păi iată-mă pe mine. Mamă. Nu am dat. Păi folosesc șampoane din partea cu parcurile de-astea, nu... Să fii fericită, toată viața. Ar fi frumos, Mariana. Trebuia să fii cât de...
va aștept la Târgu Mureș. Și clar. Târgu Mureș. Târgu Mureș. La mulți ani, dragii mei. Care? Și la Blaj vă aștept. Ce l-am pus? Ce? M-am gândit la ce să faci. Am 20 de flotări. 20 mai poți să mai faci? Ei, mai pot. Cam cum e spate 20. Cu Abel în spate. Dar nu stă Abel. Ba da, stă, Abel stă. Vezi că ai câștigat. E șmecher perneș, nu zice nimic. Da, uite, noroc că mi-au zis oamenii. N-ați plecat în vacanță? Nu, n-am plecat în vacanță și nu să plecăm prea curând, pentru că nu avem cum. Acum? Acum, pe acum 20 de flotări, că te filmez cu telefonul meu. Cum nu poți să întorc ăsta, Ender? Ei, dar trebuie să-l întorci, fără, de pe orice. Deci, și cum îl întorc așa? Nu întorci. Ah, ba da. 1, 2. O, că 10 deja. 11, 12, 13. Uite cum se uită Apollo la tine. What the fuck is this man doing here? Man, get up. Uite cum se uită Apollo la tine. Poți să dau zoom la Apollo? Nu poți să dau zoom la Apollo. Din păcate. Astea-s provocări, frate, nu cum iau. Nu mă pui să fac dans la bar sau din astea că nu fac. Da, Vlad, monitor, Vlad, fii atent. Pe voi și pe Leo și Anda și când o să aveți copii, tot o să comenteze că nu vă iubiți. Pe cum Anda și cu Leo chiar să iubesc? What the hell? Cu ce ochi se uită? Trișează. Cine trișează? A, o trișea la flotări? Eu nu știu, eu nu sunt de aici. Când mergeți luna de miere? Planul, ce știi? Nu ești corectă, s-a ajuns la persoană câștigat de 3 ori și nu ai făcut provocarea. Păi am zis miau, am zis o declarație de dragoste. Și ce, de 3 ori ai câștigat? De 3 ori ai câștigat? Și ce mai aveam o dată de făcut? Mai am aia de zis da, dar o să zic 24 de ori altceva. Ți-ai îndreptat ochelarii? Cineva? Mamă, cineva e așa de atent la detalii. Păi i-am îndreptat, da. Trebuie să-mi iau de la Iași toate chestiile alea, foile, de la oftalmolog, ca să am și aici. Ce se cu mama ta? Să știi că se mama cu tata. Ți-ai schimbat ochelarii? Nu. Mă, dar chiar cred că se văd reflexiile alea, nu? Așa urât. E enervant. Parcă am 4 ochi, 6 ochi cu două. Îi aveam și pe ăștia, doar că nu prea am purtat. Că m-am așezat pieiul dată la mereasă. Și mi se păreau că strâng. Da, și i-am luat acum vreo două zile. Și ok. E pe microfonul lui Perneș, da? Pentru că se face aici o treabă nasoală cu sunetele astea fiind unul lângă altul. Bubu Instagram-ul ăsta. Sabina, unde e bebelușul de Abel? Aba, n-am citit despre ce provocare e vorba, sincer. Că nu a venit la arsa la voi, păi nu a venit la arsa la noi, pentru că she is going to stay, she's leaving. Unde e Abel? 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 Nu e Peter. Acum n-am știut afară. Da, aici. Dar cum e acolo? Da, e acolo. E pătrăgătită! Dar bine, am văzut părăsit. Și tot are mai mulți, nu-i corect? Abelito are zgârbiță. Și se aude peste tot pe unde merge, se aude clopoșelul. Abelito a crescut foarte mult de când l-am luat. Și v-am luat de viitor. Păi, nu, multe parte. Ține că trag ceva din casă, da, din câteva fete. Pe parcurs îți vine mai invitat. Nu! Nu, încă te aștept pe tot. Cunoșu cu tot, cu tot. Mamă, e un dulce mânță asta. Bună, Sabina. Vă văd împreună pe tine. Aștept la Vasile. Mamă, dar ce-ți cade părul? Unde-i peria aia să-l periezi pe Abel? Babes, mi-aduc peria să-l periezi pe Abel. Acum când ești cu familie. I won! Când ești cu cine? Cu familie. El are fani, mă! Mamă, lași! Da. Dar ce faci tu ca să ai fani? Tu ai susținători. Am văzut încă. Cum să pierd? Mai vrei un animal? Mamă, eu aș mai lua. Dacă o să găsești ceva pe stradă, nu știu, care necesită ajutor, gen un animal, eu n-am cum să-l las. Îl iau, văd eu ce fac el. Celălalt pisic unde e? E pe scaun. Apolo e pe scaun acolo, lângă
Terneș, la Măsuț. Aici? Da, acolo, s-a uitat la tine cum făceai flotări. Râdea de tine, da. Dacă sunt fane, normal că sunt fane. Dar nu mă lasă fanele. De provocare să spună da de acum. Mulțumesc, Elena, mulțumesc. Se înțeleg pisicii? E. Nu prea se înțeleg momentan. Oi, ce toarci! Toarci? Da. Mamă, bubui! Bubui de tot. Nu știu dacă se aude. Ia, fă liniște. Șt, peps! Se aude cum toarci? Noi am clopoțelul nu-i afectează auzul? Nu cred, s-a audit foarte încet clopoțelul ăsta. Eu tot timpul, adică lui Apollo nu i-am pus câte amică clopoțel, pentru că era foarte activ și energic și nu mă lăsa să dorm noaptea, dar după ce a crescut i-am pus, pentru ca să văd unde s-a aud, de fapt, că s-ascunde unde îi și s-auzea de la clopoțel. Și de asta am pus lui, să-l găsesc în caz de să ciondănesc amândoi, unde sunt clopoței acolo. Aveți prieteni, nu fani, exact, noi nu avem fani, ne avem oameni care ne plac și noi ei. Da, trebuie să-i lăsați mai mult împreună, să vă obișnuiți. Păi, dar ei stau împreună, ei stau doar împreună. Să obișnuiesc ei la un moment dat că eu cred că și joaca asta dintre ei și tachinarea asta e... E tot, e de bine oricum. Ce ai alege, câini sau pisici? Având în vedere că am două pisici, aș alege pisici, dar îmi plac foarte mult și câinii. Orice cățel văd pe stradă, cuțu, cuțu, poate să fie și de ăsta care mușcă. Cuțu, cuțu, te ce faci? Cuțu, cuțu, cuțu. Dar cum îi faci la câinii? Dar chiar cum faci câinii? Iar a ieșit din live. Mă! Tu fur curent așa. Cum faci câinii? Și noi de ce zicem că face ham-ham? Că el nu face ham-ham. El face wuf-wuf. Ham-ham. Da. Eram în Danemarca la Livia și mă întrebau acolo cum face câinile. Și eu ziceam ham-ham. Și cum face ham-ham? Că el face wuf-wuf. Doar cu voi în pat, pisicile, da. Mai dorm și cu noi în pat. Mai dorm și aici în living. Să nu vorbească o rundă întreagă. Da, pentru că l-ai bătut din nou. Sabri, n-ai câștigat. Iar am câștigat. Deci, am două pisici. A durat cam 5 zile acomodare. Acum sunt nerespărțit. Păi, dacă... Da. Să 10-9. 20. Să acomodezi repede. Dar nu știu ce toată lumea de la să vrea să fie toată lumea. Dar tu ai câștigat, nu eu. Dați-i să câștige, că eu nu mă supăr. Eu sunt aici doar ca să vorbesc cu oamenii. Să le răspund oamenilor și să... Andreea a fost. Păi Andreea discut cu ei. Lăsați-l să câștige. Andreea să aici. Care Andreea? Trandafirul albastru e de la Alfa? Care? S-a de spatele meu? Nu, ăsta e de la Larisa. Ăsta l-a primit Larisa și mi l-a dat mie când a plecat și l-am luat eu acasă. Trandafirul ăla pe care l-am primit la Andrei e la Larisa. Eu îl dusem la Larisa și cred că a rămas prin camera unde a dormit Giovanna. Nu știu dacă l-am luat în camera cealaltă, habar n-am, nu cred că l-am luat. Nu știu când a ajuns trandafirul ăla. Spune-ne de ruj. Ce ruj e? Jesus Christ. E un creion maro de contouring la buzi. În interior e ceva lipstick de la... Abel! Nică trage cablu jos. De la Miss Sporty ceva. O nuanță mai nude, așa. E bine să rămână în casă la mine asta. Da, poate sezonul următor îl găsești cineva acolo, nu știu. Sau de pe terasă, ce știu, când ajung asta. S-a rămânat de provocare pentru una trecută că a pierdut. Deci, ai în primii 100 în clasamentul. Da, ne aștept la toată lumea. Eu acum mă gândesc ce provocare să-ți dau. Vedeți tu ce nu-și folosesc. De la Sim. Sunt da, eu trebuie să-ți dau. Ce vorbire am sexul? What? Ce? Ce? Te-am auzit? Nu m-am auzit. Jesus Christ. Eu mă gândesc acum la provocări. Să pieptene pisicul.
Păi da, oricum ar trebui. Nu e adevărat, chiar ar trebui că ăsta micul lasă păr. Acolo nu mai lasă. Eu o să-l aduc. Tot eu o să-l aduc după ce e provocarea ta. Păi dacă o care se pierd, nu o să mă ridic de pe scaun. Să-l aduc eu. Mamă, mai vreau să-l țin eu pe Abdel așa, știi? Vă pup și mă iubesc un pic. Am crezut că le zici lua și plec. Am crezut că e dincolo feria, la tine pe noptieră. Ei, Abel, com? 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 Stai până, am bărbat super bun și atent. Așa este. Mă uit pe filmulețe și la proces pe penul de răbdare a avut tu. O, a avut. Să-și tundă barba mâinii mele, să tundă, să-și facă și barba. Așa scrie aici. Nu vreau să-și facă ăsta tot. Adevărul că m-am uitat și la niște filmulețe. Așa cum eu aveam părul blond și frumos și nu-l mai am. Așa și el are barba mare, acum părul mai mare. Nu știu, cred că ne-am maturizat foarte mult în emisiune. Nu știu, mi se pare că sunt atât de diferiți față de cum am intrat și cum am ieșit. Ne-o bolit emisiunea asta, ne-o terminat de tot. Ne-o îmbătrânit cu 20 de ani. Să nu mai vorbească o rundă. Asta este adevărul. Tu ce faci? Ia pe acum, mă, cum stă săracu Abelito. Ia, mai aveți bebelușul din casă, la socri. Îl mai știi pe Wuk? Cine e Wuk? Ce frumos sunteți, un cuplu minunat, continuați așa. Thank you. Vai ce pisică frumoasă de. Ce-ai? Dar nu se vede. Nu se vede, mulțumesc. Dar trebuie să-i salut cum fiată. Salut-i, Ionela. Dar stă, e bine să nu vezi nimic, că atunci vreau să fie mare să stea. Pentru că sigur o să lase foarte mult păr. Apolo nu știu cum de nu lasă, cred că nu e perioada în care să-i cadă păr. La ieri se vede mai tare diferența, tu ești doar mai înfloritoare. Eram așa mai închisă, cred că, la început. Nu prea vorbeam, nu cred că era foarte vorbăreață. Cred că periatul este cineat, este cineat că tu vorbești fără să știi. El mi se pare că a crescut foarte mult. Cine? Cunosc un băiat de... pe nume Abel Onu, tatălui este din Iași. Păi Abel e până la urmă nume de oameni. Na, e Abel și Cain. Fiilu, Adam și Eva. Doar că mi-a plăcut foarte mult numele și n-am mai putut să aștept până să-l folosesc. Ați mai slăbit? Așa pare. Cred că păream graș la televizor. Eu recunosc că am intrat în emisiune cu vreo 58 de kg, cred că aveam când am intrat. Și acum, cred că am vreo 63. M-am îngrășat. În emisiune ne-am îngrășat mult. Eu m-am îngrășat. Ești mai detașat acum. În casă era rigidă și respingătoare câteodată. Da. Da, n-am de ce să zic că nu eram. Chiar eram... Parcă eram așa în numea mea. Eram whatever. Poți zic, mamă. Simți foarte bine la început. I'm a loser. I love being a loser. Până arată foarte bine când a intrat. Arăta foarte bine. O îmbătrânit săracu. Ei, bine, ești bine, nu ești grasă. Dar nu neapărat că sunt grasă, că sunt aceleași haine pe care le-am purtat și înainte să intru în casă și îmi vin hăinuțele în general. Nu m-am intrat în blugi, chiar nu mi-am încercat blugi să văd dacă îmi mai vin blugi. Deci dacă îmi vin blugi, e bun. Dar nu știu. Mult vorbești, Sabrino, l-ai întrecut pe Perneș. Da, adevărul că vorbesc mult. Am pierdut, dăm provocare. De fapt, și eu ți-e datoare cu provocare. Și cum te-ai dat, am vin una bățat. A, da. Ups. Unde cum stă Michitelul acolo? Dragul de el. Mult vorbești, Sabrina. Da, da, am citit asta, vorbesc mult. Când voi uitați la video cu voi, vă vine să credeți că erați voi? Da. Îți vine să crezi. Da, eu știu dacă aș schimba ceva din emisiune. Nu a fost, aia am simțit moment să faci, mai am făcut. Am făcut de tăti, chiar de tăti, deci nici nu mai... De tăti, nu. Nu se putea face mai mult decât am făcut. Ai făcut ceva în emisiune și după ai regretat? Deci, de ce să regret? De ce să regret? Na, așa ar trebui să regret mult timp în viață. 6 luni totuși e mult timp. 6 luni e mult timp și... Nu e bate. Îți dai seama că și de-a lungul vieții mai faci... chestii, poate, care te gândești nu au fost corecte. Da, nu sunt corecte, dar toate se întâmplă cu un scop. Aia e. Eu și acum am la materialele cu voi din casă.
Noi ne uităm la ce primim de la voi, la filmuleții. Interesant. Cu Alexandra și Cosmina ați mai vorbit? Cu Alexandra ce am mai vorbit. Frumoasă, du-te, pupă. Da, pe cine? Pe a meu? Pernă și-a mai vorbit cu Sese și Vali? Cu Sese au vorbit, cu Vali nu cred. Poate nu vă mai certați așa de mult dacă intrați în emisiune nouă, că ne-ați mâncat. Cine intră în emisiune? Dar nu mai intră nimeni în emisiune. De eu. Ne-am certat, mă, așa mult ne-am certat. Eu nu cred că ne-am certat mult. Ne-am certat poate mai urât, dar mult. Nu știu. Mi-au mai plăcut figurile și nebunia ta frumoasă și cred că asta i-a plăcut și lui Peneș. Sigur. Și acum, ieri l-am întrebat. Chiar ieri. Ne primeam așa și l-am întrebat. Ți se pare că ești figurantă? Și mi-a zis da. Și am zis serios. Zic că da. Și am zis, cum îți dai seama că un om e figurant? Și zic că așa... La față, la privire, la atitudine, ești figurantă. Nu figurantă. Adică, eu nu mă văd figurantă, nu știu. Când văd un om figurant, eu mă gândesc pur și simplu așa, că parcă nu-i ajungi la... N-a ajuns la nasul lui. Eu. Tu mai ești figurantă. Ești? Eu nu mă văd figurantă. Ești figurantă. Figurantă. Mi-a plăcut expresia lui Peneș în emisiune când i-a zis lui Ionuț dacă vrei să dau cu tine de pereți. Te-am văzut, Maxim, când era în cursa de eliminare. Mulțumim. Vreau aici. Ați fost prea reali. Dacă vă prefăceați, sigur câștigați. Deci chiar Sabri nu ești deloc figurantă. Singura figurantă în emisiune era Iana. A doua nu tocă baule. Tu și Giovanna ați fost reale și pe față. Alina foarte șmecheră să cade. Da. Amintește-ți discuția cu tatuajele pe cât. Ce? Da, că vreau să scriu aici patience. Așa pare, pentru că doar certurile arătau momentele frumoase, nu se arătau. Bă, mi-i rupeau. Deci când venea lunea și un material Sabrina, două materiale Sabrina, trei materiale Sabrina, deja eram că mă ridic și plec acasă. Emisiunea se cheamă Sabrina sau se cheamă Mireasa? Când mi se părea că parcă... Deci dacă nu vorbeam, sau dacă nu... Nu cât dacă nu vorbeam, dacă nu ne certam, nu ne dădeau. Adică noi ca și cum nu făceam nimic, dar ziua noi doar eram acolo ca să ne arate certurile. Da, aveam, dar erau și momente ok. Peneș îi stă mai bine lângă Iana. Ia uzi, baby. Pare rău că nu te-ai combinat cu Iana. Dacă îmi pare rău, nu-i pare rău pentru că e fericită cu Andrei, nu că el e cu... E bună. Da, nu voi da cel mai mult, da. Eu rămân aici în urmă cu mesajele și vreau să... Bună, Sabrina, vrei să faci un meci de carte pentru un băiețel cu Andrei? Ce e asta? Ce face? Un meci? Mamă, dar eu pierd aici tot, eu nu mai înțeleg unde trebuie să citesc. Ți-l luase Iana dacă mai țineau tare și nu ți-l veneau. Acum Perne și era la Chișinău. Dar și eu am zis. Și eu am zis. Ne mai făceam, Caterinca. Îți vei mai face tatuaje, Sabrina? Da, vreau să-mi fac pe gât. Da, deci vreau să-mi tatuiesc pe gât, patience. Să vă tatuiesc, Sabrina. Și dacă nu vreau să... Dar nu, nu. Nu era nimic, am citit pe acolo, random. Și pe deget. Am mai lăsat singur aici. Ei, și pe deget vreau să-mi fac. Sabrina. Mami, mi-e venit să citesc Sabrina. Exact, pe voi doar că mă citați, vă arătă, rest nu erați prezenți în emisiune. Dar eu nu am fost atentă să mă uit cum, ce cadre se dădeau, cum se dădeau, habar n-am. Abia așteptam să termin oricum. Știam deja noi că lunea urmează Sabrina și Perne Show. Da, au fost sâmbete în care am fost liniștiți, aia nu s-au văzut. Luni n-avea ce să dea cu noi. Nu. Băi, lăsați-mă, fraților. Iana, cu Andrei. Sabrina, ce ai simțit când a fost legat Peneș cu Giovanna la TAS? Ce să simt? Nu ați simțit nimic, că noi am stat acolo toți. Eu cu cine eram la TAS acolo? Ah, oh my god. Eu eram cu Andrei. Cumva eram tot acolo în casa fetelor și nu am simțit nimic. Mi se pare așa că torturează un pic Giovanna cu niște întrebări pe el. Da, da. Atunci am aruncat noi cu făină.
Era Giovanna în duș, era și Peneș în duș și eu cu Larisa. Larisa cu cine era? Cu Aron? Dar nu eram legați atunci. Era... Nu eram legați, trebuia doar să stăm împreună ca să aflăm secretul. Dar nu eram legați, cu Leo am fost legată. Da, da. Știu, ai fost legat cu Alina. Da, da, da. Asta e alta. E, da. Și am aruncat noi făină cu eu cu Larisa. Parcă da, am aruncat. Dar mai multe ori ți-am aruncat. Mamă, știu că atunci de ziua păcălărilor i-am pus ketchup în gelul de duș. I-am golit tot ce avea în gelul de duș, l-am pus într-un alt suport. Și în gelul de duș i-am pus ketchup. Mamă, ce s-a enervat. Și s-a spălat cu balsamul meu de păr pe corp. Cine? Tu! Când ai folosit, o găsit conditioner și a pus balsam de corp, balsam de păr, s-a spălat în corp. Și l-a întrebat cu ce s-a spălat și a zis cu balsam. Păi da, pentru că avea ketchup, s-a enervat atunci că i-am pus ketchup până la. Și cu făina am făcut dezastru atunci în baie, deci dezastru, că am aruncat direct făina în cumva piste, dar nu știu ce am aruncat făina, că nu mi-am putut să fiu aruncat eu. Piste ușă și sunt destul de înalt ușile alea la duș. Și încă avea nea și-a aruncat-o înapoi. Deștept după ce ești, mamă, ce era acolo? Fai, deci hainele de pe stand erau pline de făină. Avea doamna Dana să răzi așa urând de haine curate. Și toate erau cumva așa pline, dar nu cumva, erau pline de făină, deci era... Da, s-a vinat pe loc. Era teroare atunci cu făină. Era ce că te-aș dau cu... Și cine a făcut curat după aia? Că toți eu am făcut pe acolo. Dar cum am putut? Eu mă turase, mă. Nu ai măturat singur. Nu, că ai făcut-o doar cu cine? N-ai măturat singur, m-ai măturat cineva pe acolo. Că era dezastru. Da. De ce este nervos, Peneș? Este supărat pe... De ce ești supărat? Pe ce? Dar tu ești în live? Da. De ce nu mai ești aici? Dar v-a stat niște priviri? A, atunci cu... Nu, mă glumesc, ce... Mamă, deci aici... Cu tascula. Că ești cu oamenii, ești pe live, nu poți să glumești, să te faci glumești. Da, a fost... Larisa a măturat, știi lumea cine a măturat. Că știu că și hainele doamnei Dana, tot Larisa le-o scuturat, că erau prin de făină. Mă... E varz era acolo, deci vreo... Tot săptămâna aia, când fiecare seară eram fete la curățenii la baie, mamă, și asta cu curățenia, Doamne, Jesus Christ. Da. În fiecare seară eram fete la curățenie la baie și tot timpul se mai găsea un strat acolo de făină. Și ouăle, mamă, și ouăle au rămas așa agățate de... Că am nimerit în suporturile alea pentru produse, au rămas așa, curgea ouă. Și numai coș găseai în duș. Și fix în dușul meu și ala și eu făcut duș atunci. Și Giovanna a strigat din duș, Perneș, nu pleca, trebuie să stai aici. Nu pleca, nu pleca. Dacă vedeți unde sunt la Patrici, da? Da. În fine, nu vine amul. Sezonul nu începe în... Ba da, dar asta nu știu exact cum. N-am înțeles nimic din emisiunea asta, nici nu mă mai interesează. Nu știu cum începe, dar ei filmează acolo ceva din ce am văzut online și după aia vin în România. Nu mai știu. N-am înțeles nici exact. Stai că mi-e strân. Jesus Christ. Peneș, cred că o ieși și noi te vedem doar pe tine. Ai purtat aparat dentar? Ai un zbet frumos. N-am purtat aparat dentar. Actually, când eram mică, aveam strungăreață de aia între dinți. Am crezut că nu o să am niciodată dinții. Mulțumesc pentru să-mi trebuie. Cum? 19 august începe? Nu știu când începem. Aveam chiar paranteză de aia între dinți. De 29, n-ai doamnă. După aia nu știu cum de s-au apropiat, ori crescut. Și sunt ok, ei par așa sănătoși, dar tot merg la dentist și îmi găsește câte o care două. Andreea a dat cu făină și a dat mâna pe tine. A, da? Nici nu mi-am minteam. Nu știu dacă nu știu cu cine am gândit faza asta. Nu știu dacă cu Andrei sau cu Larisa am gândit-o. Oricum, am dat de mai multe ori. Mamă, dar am dat și în doamna Dana odată. Mamă, dar știu că era la Larisa în baie, auzi, în budă, efectiv. Și făcea pișul. Da. Pe sub ușă i-am aruncat făină și cu demachiant i-am aruncat ca făina aia să prindă de ea. Toamne! Păi nu așa, Andrade, nu așa trebuie să-i dai. Și până atunci trebuie să dea foarte puțin, stăteam cu orele să vă arate 5 minute. Aaa! De ce nu mi-a arătat? Și apoi aruncat făină și până își dai era curat. Adică am poze, am niște poze din... De la faza aia și că aveam cu șamalii. Gri cu inimioare. Știu că n-am putut să-mi iau pantalonul scurt atunci. Știu că doarme Andrei lângă, trebuie să stau cu pantalonul lungi. Sunt frumoase fazele astea. Te îmbrățesc cu doamna Suceava. Salut, Suceava. Am vorbit cu doamna Dana, nu. Se vede că sunteți bine afară, se vede că sunteți fericiți. Well, we are. Cel mai fain moment a fost când tu cu Larisa să machiavă, băieți. A fost foarte amuzat momentul. Mamă, când nu voia nici cum Răzvan să se vadă la cameră.
Și numai așa era, nu știu, cu perna tot umbla. Și eu tras perna și tu la fel. Tu te-ai enervat atunci. Mamă, ce s-a enervat pe Larisa că eu la perna. Mamă, mamă. Dar de ce stăm împreună? Lasă pe Larisa, nu o suportă în video asta, nu e adevărat. Nu mă mai iubim. Ia-i pe live, ia-i eu pe live. Fiecare cu aia a lui. Ne întâlnim cu, ne întâlnim în doctor, nu? Beuca. Bună Beuca, Laura. Bună Laura. Mihai Daionescu. Dana nu era sinceră cu tine. Odată zicea una, odată zicea alta. Miercu. Nu. Poate n-am fost eu prea atentă la detalii. Că... Fiecare cu banii lui. Bravo! L-a supărat ceva pe pene și nu știu cine. Îți faci și cu pene și tatuaj. Probabil la un moment dat o să ne facem ceva semnificativ și noi de... Dar nu numii sau din astea... Că nu îmi place mie ideea asta. Așa, de a tatua perne și în frunte sau ceva. Rapid. Cu cine vorbești? Condamnă. De ce? De ce nu stai cu mine? Că mie aici o grămadă îmi dau, dar nu dau nici cum. Nu te vezi. Nu, dar ce-mi trebuie să vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc? Ați mai vorbit cu doamna Dana Valentin și Alina? Nu. Dacă era albeat în locul lui Perneș, nu cred că rezista. Te lăsa. Da, posibil. Posibil că mă lăsa. Cine Dorin. Bună, Dorin. Te văzui acolo cu Meda Likes. Unde locuiți acum? Sunteți foarte... Sunteți drăguți împreună. Thank you. Prietenia cu Dana te-a tras înapoi. Ca și pe Larisa. Așa am fără ca să-i zic foarte multe. Mamă, nici... Am citit o grămadă de chestii de genul ăsta legate de doamna Dana, dar... Dar nu știu ce să zic. Acolo dacă nu mă deranja. Dar de ce te-ai purtat așa cu el în emisiune? Cum m-am purtat? M-am purtat cum am simțit. Ce să zic? Ai văzut pisicul? Nu. Mai fă-mi o dată. Dar ai văzut ce face? Nu. Bă, băi, mă mănânc. Haide să spargi pe atât dacă vrea să mă arăt la somn. Lucrați. Nu am buletin încă, pentru că ăștia cu buletinile m-au rupt. Abia pe 31 august, ce că aveau loc să-mi facă mie buletin. What the fuck? Eu până 31 august ce fac nene, am blocat certificatul după mine. Și așa că am reușit cumva, mai rapid, și am fost acum... Nu, am fost acum, adică am fost trebuie să-l luăm. Și fără n-am cum să fac treaba asta. Încetați cu ce a fost, voi ce eu se dați în ora, nu credeți în nimic. Da. Când te-ai făcut mangă ultima dată, te-ai venit la ora de să bebe ulea, că când m-am făcut mangă ultima dată, mangă nu m-am mai făcut așa. Da. Dar ideea este că acolo era petrecere, era atmosferă, era bam, bam, bumți, bumți. Fiecare se trează în felul lui. Am o că era să mă cer, mă certam ce să fac. Nu, no, dacă nu mă lăsam pace. Etina, parcă nu mai bea om. Ia manga, așa, numai la petreceri dacă bei așa. Altfel, la cazul, bei până cu cază în cur, în mijlocul camerei, ce faci? Te-ai purtat ca un cerșetor, dar el a fost foarte nervosit. Ca un cerșetor, eu. Nu, că nu sunt la tine sigur. Da, da, te înțeleg, nu zic de răutate, te fac. Na. Cine am mâna aia? Eu mă duc la ora de asta, știi? Mă duc acum în săptămâna asta. Inclusiv tu ești pe live meu. Ce? Zicea unul că strigoile. Ți? Da. Am de strigoi. Nu era singura cu reconsumadora asta, o arătati. Repet, toți consumau acolo. Dacă nu aveau o discuție importantă și nu-i dădea la televizor partea a doua. Dar se băga din toate părțile. Te programează, nu poți merge când vrei și pe urmă îl primești într-o zi. Păi da, cu programare, dar nu l-am primit într-o zi. L-am făcut acum o săptămână, două, mai știu, l-am pus să fac poze și m-au pus să vin pe nu știu când. Asta se scotea în evidență, doar la tine se scotea în evidență. Păi da, pentru că n-a trebuit să fie... Cineva așa calul de bătaie. Și dacă eu pot duce, dat cu Vinelo, că mi-a făcut tatuaj cu Vinelo. Ei, așa că da. Mă împoi un tricou cu recomandați-mi un Vinelo bun.
te pup. Sabrina, iubește-o că merită. Bine. Rebecca, nice name. Îmi place numele ăsta. Ce lor folosești? Ceva de la Miss Sporty. Și cu creion. Nici urmă mi s-a făcut părul ăsta, deci mi s-a rupt, trebuie să-mi fac neapărat un breton sau cea. Tu erai în prim plan, erai mai vocală. Da, îmi merge gura. Da, mai ales dacă am și ce vorbi. Alex Răzvan, nu. Mai ales dacă am ce vorbi. Deci. Cel mai